Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Europa Cristiana. Emisiunea care nu încetează să pledeze pentru reamintirea cauzei, dimensiunii creștine a culturii europene. Uităm foarte adesea că această cultură în care trăim, de care ne bucurăm, de care suntem mândri, este fundamental o cultură creștină. Vom vorbi astăzi despre unul dintre cele mai interesante momente din istoria culturii noastre, care este deopotrivă un mare moment și pentru creștinătate, dar, cum am spus, și pentru civilizația, pentru cultura europeană. Vom vorbi astăzi despre Toma d'Aquino. Am pentru acest subiect cel mai bun invitat cu putință. Se află în studioul nostru domnul profesor Alexander Baumgarten de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună seara, domnule profesor! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Domnule profesor, întâi aș vrea să încep cu o chestiune de actualitate. Dumneavoastră îl traduceți pe Toma d'Aquino, sunteți coordonatorul, ca să spun așa, un efort amplu de traducere, pentru că toată lumea știe opera lui e monumentală. Spuneți-mi, a mai fost tradus în românește înainte de dumneavoastră? Există o istorie a traducerii lui Toma d'Aquino în românește? Au fost încercări. Au fost încercări care au parcurs niște gradualități identice evoluției însăși a culturii române. Toma a încercat să fie receptat în finalul secolului XIX în mediile confesionale catolice, a încercat să fie difuzat în lumea interbelică într-o anumită măsură, au existat ecouri ale neotomismului, există piese care dovedesc acest lucru și există studii pe acest domeniu. Da, tomismul în România e un capitol al istoriei culturii române. În schimb, o traducere sistematică, o reluare bilingvă a operei sale, o reluare critică, încă nu există. Ea este în șantier. În șantier este suma teologică, la care mă gândesc că vă gândiți. Da, sigur. În spatele căreia stă o echipă de tineri studenți, doctoranți, doctori, care gândesc textul tomist, care analizează problemele culturii române ca spațiu de receptivitate al tomismului și care încearcă să dea din aceste două perspective un text pentru toată lumea. Și spuneți-mi, cum sună Toma în România de azi? Nu e un pic bizar, nu e un pic straniu, nu e un pic venit din altă lume? Ar fi bine să fie așa. Nu este straniu pentru că suntem de 20 și ceva de ani foarte obișnuiți cu stranietățile. Totul ni se pare straniu, totul ni se pare nou, totul ni se pare exuberant și exploziv. Ori asta face să pierdem în șirul unor explozii succesive de noutăți valoarea fundamentală a nouvenitului în cultura română. El ar trebui să fie straniu. Dar n-ar trebui să fie straniu din perspectiva lui, pentru că el este o origine a culturii pe care stăm, pe care o gândim, pe care o criticăm, pe care o resimțim. Ar trebui să fie straniu din perspectiva noastră, adică citindu-l, reflectând la conceptele lui, să ne întrebăm în permanență, într-o abordare critică, ce anume înseamnă etapa noastră de evoluție, capacitatea noastră de a recepta, puterea noastră de a-l înțelege și de a-l exprima. Aici mi se pare cu adevărat straniu și spectaculos Toma, acolo unde el se confruntă cu o cultură modernă care nu l-a întâlnit la nașterea ei. Înțeleg. Toma a scris în latină, nu? Lucrurile sunt scrise în latină. Cum vine latina lui Toma în româna de astăzi? Cum vă luptați cu găsirea sensurilor, cum să spun, cele mai potrivite? E poate cel mai dificil capitol în traducerea și comentarea textului tomist, pentru că el este o reflecție asupra culturii române implicit. Iată de ce. Suntem o cultură din perspectiva vocabularului teologic și al vocabularului filozofic născută în modernitate. Aceasta înseamnă că purtăm cu noi amprentele modernității, problemele ei și codul ei genetic care duce către propria ei criză. Ori asta face ca atitudinea generală a modernității față de scolastică să fie aplicată de noi asupra modului în care putem să înțelegem textul despre care vorbim. Aceasta înseamnă, în primul rând, o subdezvoltare a termenilor care pot exprima gândurile lui Toma. Mă feresc să folosesc cuvântul filozofie sau teologie pentru că ei au alte semnificații, sunt încărcați de conotațiile modernității. Dar ceea ce se întâmplă în limba română când îl traduci pe Toma este
un apel adresat limbii române la o reflectare asupra limitelor ei și la o îmbogățire a ei. Mi-e foarte simplu mai degrabă să vă dau exemple decât să vă țin teorii. Gândiți-vă la, ca să pornim foarte de sus, la o teorie fundamentală în dogmatica creștină, și anume cea legată de raporturile dintre persoanele treimii. Nu-i așa? Vorbim de paternitate, vorbim de iubire, vorbim de purcedere și ne oprim. În schimb, așa cum dogmatica acceptă, e vorba de patru relații pentru care limba română nu are o terminologie completă. Limba latină, de exemplu, construiește termenul spiratio, pe care Toma îl folosește foarte frecvent și foarte natural, pentru că e un concept de bază și simplu pentru studenții lui. Noi nu îl putem traduce, putem să le echivalăm cu un prefix, pentru că atât avem în română. Însă suflarea pe care tatăl o realizează în raport cu celelalte persoane este încă neexprimată în teologia noastră. Asta este o reală problemă. Mai departe, termeni, să spunem, mai ramificați, mai îndepărtați de trunchiul central al gândirii, dar la fel de importanți. Avem în limba română magnificența, capacitatea de a face lucruri mărețe și de a resimți amplu un destin și de a-l proiecta în viitor. N-avem opusul. Toma îl folosește, el îi spune parvificența. Adică capacitatea de a face ce? Adică ce ar putea fi, dați-mi ca parvificența este un termen destul de apropiat semantic de meschinărie. Aha. Dar nu e același lucru. Este mai degrabă incapacitatea, o definesc și eu negativ, de a face lucruri mari, de a privi departe, de a avea, ca să folosim termenul lui Augustin, pentru că în spatele lui Toma mereu recurgem la Augustin, să avem o extensie a sufletului, o distensie, o animii suficient de mare care să cuprindă un timp atât de larg cât să înțelegem un destin. Înțeleg. Da, e foarte frumos chircire, deși e plastic și e o metaforă locală, dar exprimă parvificența. Gândiți-vă apoi la o altă situație de care m-am lovit recent, lucrez acum la al doilea volum al Sumei Teologice, la verificarea și traducerea părților încă inexistente în română, în care Toma folosește antonimele meritum de meritum. Bineînțeles că noi avem meritul în limba română. În schimb, demeritul, antonimul exact al acestui termen, nu putem să-l formulăm decât printr-o parafrază prin exprimarea unui contrariu, pentru că nu este absența meritului. Asta mi se pare interesant. Nu poți să-i spui lipsă de merit. Uh-huh. Pentru că demeritul se produce atunci când faci răul, nu când stai indiferent. Da, înțeleg. Ori, caracter damnabil, sigur, limba română e un geniu în parafraze, dar nu întotdeauna o spune clar. Înțeleg. Ori, la Toma există aceste lucruri. Și atunci, toate aceste probleme, ne mai vorbim de terminologia logică, dar nu e nevoie, poate, sau nu e foarte oportun să intrăm în această discuție acum, ne arată faptul că noi trebuie să creștem ca și cultură reflexivă în capacitatea de a recepta problemele scolastice. Dar nu e problema noastră a culturii române aceasta. N-aș vrea să lăsăm ascultătorii noștri să creadă că aici judecăm cultura română și spunem că este incapabilă. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Este o problemă generală a modernității. Uh-huh. E adevărat, de exemplu, că câteva limbi moderne au ajuns să problematizeze termenii scolastici pe care îi folosește și Toma, dar au făcut-o la fel de stângaci, la fel de dificil, la fel de scremut, în așa fel încât problemele acestea sunt problemele generale ale modernității, nu sunt doar ale culturii române, dar se oglindesc bine în cazul nostru. Spuneți-mi, ca să înțelegem mai bine, ați vorbit de scolastică și de o incapacitate deocamdată, cum să spun, lingvistică sau poate de vocabular, de a ne cupla exact la sensurile din acel timp, deși probabil că incapacitatea asta de ordin lingvistic reflectă o, cum să spun, o crevasă de altă natură, mult mai profundă. Uh-huh, uh-huh. Dar vreau să vă întreb, spuneți-mi câteva lucruri despre, pentru telespectatorii noștri, despre vremea aceea, de secolul XIII, Europa de vest mai ales, scolastica. Noi astăzi când spunem scolastică, când spunem de pildă despre cineva că e cam scolastic, vrem să spunem că e un fel de formă fără fond, adică spune lucruri așa foarte manierist, dar în realitate nu spune nimic. Evident, asta e foarte departe de ce înseamnă de fapt scolastic. Ce se întâmpla în secolul XIII în mintea europenilor? Dați-mi un pic de răgaz. Vă rog. Asta pentru că mă joc cu cuvintele. Răgaz pentru mine este echivalentul românesc al unui termen grec, calificat de Aristotel, schole,
un termen care însemna pentru limba greacă comună, antică, un mod de a petrece timpul liber, e loazirul, dar pe care Aristotel îl califică și spune că trebuie să-l folosim atunci când ne referim la activități care își conțin în ele însele scopul, care nu îl proiectează departe, care se bucură de ceea ce li se întâmplă. Ori termenul acesta a trecut în limba latină cu semnificația de școală, născându-se de aici o instituție care nu a încetat să preocupe Europa până într-un moment în care a adus-o la o formă de glorie pe care eu aș numi-o, în care aș identifica universitatea. Ori scolastica, din perspectiva celui care studiază aceste texte, pe care ea le-a produs și pe care modernitatea n-a terminat să le editeze, și mai are încă mult de făcut în acest domeniu, reprezintă un moment al culturii noastre în care exercițiul libertății minții are o formă de manifestare supremă la care noi mai avem foarte, foarte puțin acces astăzi. Ca să pot să explic acest lucru, aș pleca de la ceea ce ați sugerat adineori legat de folosirea derizorie a termenului de scolastică. Ori, ăsta este un păcat al nostru, un păcat care ne vine din zona umanismului, al renașterii preluat la un moment dat chiar și de contrareformă, în sensul în care înțelesul modern al termenului de scolastică înseamnă ceva legat de o preocupare care ratează esențialul, care se blochează în argumente, care despică firul în patru și care nu reprezintă un acces direct, rapid la sens. Acest lucru este complet fals, reprezintă una dintre denigrările pe care modernitatea le-a proferat la adresa culturii scolastice cu un singur scop, ca să își stabilească propria identitate. Există astăzi o literatură absolut fascinantă legată de modul în care filozofia medievală devine un domeniu al predării filozofiei în secolele 16-19, cum treptatea se constituie ca disciplină de studiu și această gradualitate înseamnă eliberarea treptată de prejudecățile pe care umaniștii le-au lansat asupra filozofiei scolastice ca să-și afirme o identitate proprie, ce va trece ulterior în modernitate. Ori din perspectiva aceasta, cred eu că eliberându-ne de această prejudecată, reflectând asupra faptului că însăși cultura română născută în modernitate trebuie să-și gândească propria naștere ca pe coaja unui ou, dincolo de care poate să treacă numai spărgându-l ca să înțeleagă sursele însele modernității și ca să le poată critica, să le poată gândi. Ori asta înseamnă faptul că putem să reflectăm asupra practicilor intelectuale, asupra modului de a gândi, asupra modului de a pune problema tradiției și a transmisiei în scolastică, dincolo de obsesiile modernității. Și atunci, ca să discutăm despre scolastică, noi trebuie să spunem ceva esențial despre modernitate. Îmi vine în minte un vers din Baudelaire, foarte frumos tradus în limba română, și un singur gând ne arde să dăm de ceva nou. Este o emblemă a modernității, sigur, aceasta. Sigur, neomania e o boală noastră. Acest, da. Acest lucru, faptul de a aduce noutăți, care a dat un verb în greaca teologiei creștine, neoterizei, nu este ceva foarte binevenit în cultura scolastică. Dimpotrivă, transmiterea tradiției este axul fundamental pe care se constituie această cultură ca disciplină și efort al gândirii, al sentimentului, al asentimentului, al unirii dintre rațiune și credință. Poate să vorbim despre asta, sigur, la un moment dat. Sigur. Ce înseamnă acest lucru? Ca să fiu foarte plastic, cât pot de plastic, îmi vine în minte o poveste din Grigore cel Mare, din Dialoguri, care e emblematică pentru ce înseamnă cultura scolastică în raport, spre diferențiere, de acest cult al noutății exprimat de Baudelaire. E vorba de o anecdotă în care un stareț italian reușește să învie fiul decedat al unei văduve în felul următor. El călătorește, o întâlnește pe drum pe văduvă cu copilul mort în brațe, ea îl imploră pentru că spune a auzit de viața lui cea sfântă să facă minunea, ea fiind convinsă că o va putea face. El spune că este incompetent, că așa ceva este imposibil, dar că își amintește într-adevăr precedentul prin care fostul stareț al aceleiași mănăstiri făcuse o asemenea înviere, realizase minunea, astfel încât el ar putea să-l invoce pe fostul stareț și să vadă cam cum a procedat, ce s-a putut întâmpla acolo și
își amintește că fostul stareț avea undeva la piept sandaua starețului de dinaintea lui, pe care acela o și pierduse, dar în schimb îi lăsase sandaua lui celui prezent. El o scoate și o pune pe pieptul tânărului care înviază. Asta este toată anecdota. Ori reflecția starețului mergând pe drum ulterior, lăsând-o pe văduvă în urmă, este următoarea. Singur n-aș fi putut-o niciodată. M-a ajutat, evident, Dumnezeu, dar pentru că aveam sandaua predecesorului meu. Ori această sandaua predecesorului este, dacă vreți, unitatea fundamentală de gândire a scolasticii, adică de transmiterea a ceea ce este dat originar într-o formă care este inerent îmbogățită. Asta se întâmplă în universitate, în instituția pe care secolul al XIII-lea o creează. De aceea, decuparea figurilor solitare, preluarea lor într-un standard, într-o etichetă modernă, este foarte defavorabilă acestor personaje. Papa Leon al XIII-lea, nu-i așa, odată cu Conciliul Vatican I, în celebra sa enciclică, l-a propus pe Toma să fie predat în universitățile catolice. Nu vreau să fluier în biserică, dar mie mi se pare una dintre marile dezavantaje pe care le poartă, odată cu sine Toma, în interiorul tradiției contemporane, pentru că el este decupat din contextul lui astfel. Cei care au reușit să refacă acel context, adică să refacă ceea ce înseamnă sandaua maestrului în interiorul secolului XIII, cred că au ajuns într-adevăr la sensul filozofiei tomiste și au reușit să-l vadă problematic, încărcat de dificultăți, încărcat de dileme și transmițându-le. Spuneți-mi, pentru Toma, sandaua asta care? Aristotel, nu? Ei, Toma are două sandale. Așa. Există în corpusul aristotelic o propoziție care se repetă în mai multe locuri și care afirmă faptul că natura produce lucrurile individuale pornind de la principiile sale. În vreme ce mintea noastră procedează invers, pleacă de la lucrurile compuse care îi sunt date și încearcă atât cât poate, atât cât poate o expresie consacrată, nu e o inflexiune retorică, să revină spre principii. Nu poate integral, dar tinde. În mare, acest cerc neîncheiat este recunoscut de Toma în celebrul pasaj, în faimosul pasaj din Romani 1:20, în care cele nevăzute ale lui Dumnezeu sunt văzute de la crearea lumii după ce au fost înțelese. E un pasaj foarte problematic și cu mai multe traduceri posibile. Însă, intuiția fundamentală a tomismului stă în suprapunerea acestor două sandale, ca să folosim această metaforă. De aici el construiește un mod de a gândi, un mod de a gândi în care teologia este o știință, pentru că poate fi predată, în care putem să construim o imagine a lumii, pentru că tradiția ne spune și noi o putem sistematiza din punctul de vedere al întâlnirii celor două aripi ale tradiției, cea greacă și cea iudaică, și pentru că noi putem să construim o etică în interiorul căreia fiecare își găsește locul potrivit propriilor capacități de receptare a principiului generos și infinit care este Dumnezeu. Spuneți-mi, Toma era mai degrabă preocupat să construiască ceea ce am numit azi o etică sau, dimpotrivă, era, cum să spun, cu totul abstras în probleme de natură abstractă, de natură logică, filozofică în sensul logic al cuvântului? El era un călugăr, evident, un călugăr devotat, e de spus asta, un călugăr care și-a meritat, și-a bine meritat sanctificarea ulterioară, dar el era, cum să spun, era mai preocupat, mai degrabă vi se pare că era mai preocupat de cele de ordinea lumească sau, dimpotrivă, căuta spre stele? Nu cred că pentru el această distincție funcționează tensionat în maniera unei opoziții. Dimpotrivă, este o persoană care în toată opera sa mărturisește efortul de a căuta continuități între aceste nivele. Ori accentul pe continuitate este o cheie în lectura operei lui Toma. De ce? Cel mai simplu, poate cel mai sigur instrument cu care putem să intrăm în lectura textului tomist este o privire asupra problemelor secolului al XIII-lea, asupra provocărilor magnifice pentru acest cultural extrem de interesant al istoriei noastre culturale,
Și anume, la faptul că în secolul al XIII-lea se produc câteva evenimente care marchează și care explică problemele tomismului. Gândiți-vă că Frederic al II-lea de Hohenstaufen și cei câțiva din jurul lui aduc din cruciadele în care pleacă, pe lângă diferite curiozități pentru publicul larg, manuscrise. Aceasta înseamnă pentru noi înșine, cei care facem istoria secolului al XIII-lea, de unde? Din Bizanț, din zona lumii arabe, din lumea arabă. Dar manuscrise care nu sunt doar în limba arabă, care sunt în limba ebraică, care sunt în limba greacă, care mărturisesc trecerea din aceste culturi și care configurează pentru noi un ev mediu care nu e neapărat occidental, care este unul al Mediteranei și care vorbește de o circulație a culturii dinspre Grecia, spre Alexandria, spre Ierusalim, spre Toledo, spre Roma și apoi spre Paris, în care, iată, facem înconjurul Mediteranei și această unitate circulară poate să ne învețe foarte, foarte mult despre problemele epocii. De ce? Pentru că acest val de manuscrise care sosește în secolul al XIII-lea revoluționează toată gândirea, pentru că îi revoluționează sursele, obligă gândirea creștină să se toarne în noi cadre, iar tocmai este în fața acestei provocări și nu este singurul. Apoi, avem de a face cu apariția spontană, repet, spontană, a unui tip de instituție pe care nimeni nu-l înțelege și pentru care nimeni nu are un termen. Îi va spune în limba latină totalitate, adică aglomerația tuturor persoanelor care se ocupă cu așa ceva. Mai că în limba latină la asta se spune universitas și noi ne-am ales cu un termen al instituției de aici. Iar în interiorul acestei instituții, pe lângă provocarea manuscrisă, apare o provocare personală, adică disputa în jurul întrebării dacă membrii tinerelor ordine înființate, franciscan-dominicani, au sau nu ce căuta în interiorul universității. Iar Toma este printre primele generații care intră în universitate. Iar el trebuie să justifice, alături de maestrul lui Albert cel Mare, faptul că sursele pe care el le folosește sunt legitime, sunt valide, pot transmite ceva, Sandau are o valoare, ca să continuăm metafora noastră, în interiorul universității. Și ce face? Apelează la o dorință, la o proiecție pe care o caută în interiorul corpusului de texte care îi sosește și din care amicul său, episcop de Cipru, William de Mörbeke, îi traduce puțin câte puțin. Și anume caută o teologie a lui Aristotel. Este exact ceea ce nu are. Nu face doar el, și Albert speră în lucrurile acestea și mulți alții speră în aceste lucruri. Căutarea este disperată pentru că nu o găsește. La sfârșitul vieții sale de autor, în 1272, el scrie comentariul la tratatul despre suflet al lui Aristotel, în care e atât de convins de faptul că Aristotel trebuie să fie avut el o teologie, încât o spune și afirmă, chiar dacă eu n-am găsit-o printre textele pe care Mörbeke mi le-a dat, sunt convins că există. Ba chiar dacă nu există, sunt convins că Aristotel ar fi vrut să o scrie, dar, surprins de moarte, n-a mai apucat să o facă. Ori asta ne spune foarte mult despre profilul intelectual al lui Toma. Un om care a căutat o teologie în filonul grec pentru a o acorda cu teologia creștină. Transmeți-mi, cum cupla Toma, din ceea ce știm, cum cupla Toma toate aceste preocupări de natură filozofică, de natură, cum să spun, teoretică, iată, căutarea unei teologii la Aristotel, acolo unde probabil că nici nu e, cu călugăria lui, cu Toma, trăitorul mistic. Pentru că avem foarte multe informații, inclusiv despre asta, Toma. Pare să că au fost minuni în jurul lui, că de-aia și fost sanctificat. Sunt o grămadă de lucruri interesante și pe versantul ăsta. Din perspectiva mea, aș prefera să nu fac o distincție, să accentuez iarăși continuitatea între ce anume înseamnă viața spirituală, dedicația sufletului către Dumnezeu, urcușul mistic, și exercițiul intelectual. Mi se pare foarte interesant să vorbim despre acest lucru, iarăși pentru că înțelegem aici o discrepanță pe care lumea modernă o are față de teologia scolastică. Există urme textuale foarte evidente, foarte frumoase, în toată tradiția gândirii latine, e singura pe care o studiez, ar putea să fie și în alte părți, nu neg acest lucru, în care exercițiul intelectual este gândit ca o formă de asceză, ca o formă de viață spirituală și ca o contribuție la propria mântuire, la șansa propriei mântuiri.
E un text foarte comun, de exemplu, cel din instituțiile lui Casiodor, în care Casiodor recomandă monahilor de la vivarium să copieze texte, pentru că odată cu fiecare rând copiat, ei își sporesc șansa la mântuire. E un mod de a gândi care pornește în Val, secol de secol după Casiodor, și care se regăsește la diversi autori. L-am întâlnit într-o manieră spectaculoasă la un autor foarte puțin cunoscut în lumea noastră, deși editat, Gerardus din Cenad, un benedictin care a trăit în teritoriul actual al României și care cuplează într-o manieră foarte interesantă vocabularul gânditorilor colegi ai lui din secolul XI, Petrus Damianus, Anselm de Canterbury, cu problemele lui Dionisie Areopagitul, al corpusului dionisiac. Lucru spectaculos și de neîntâlnit în secolul XI. Ori din această perspectivă, urcușul intelectual mistic al lui Dionisie este înțeles în prologul, scris foarte frumos și foarte dificil într-o latină foarte fastuoasă de Gerardus, suprapus exercițiului intelectual. Acesta este cel care oglindește exercițiul. Gerardus o spune foarte explicit. La Toma, chestiunea aceasta este reluată, dar într-o formă de justificare a faptului că el face parte dintr-un ordin al predicatorilor, adică dintr-un ordin care este preocupat de transmiterea corectă, pură, simplă a tradiției într-o instituție cum este universitatea. Am pregătit un text pe care vreau să-l citim, pe care vreau să-l comentăm. Este din volumul 3 al Sumei Teologice din ediția românească, este cea de-a doua apariție în limba română, dar care conține prima parte a celei de-a doua părți în secvențele acestei lucrări. E de spus că această traducere apare la editura Polirom, nu? Într-o colecție de filozofie medievală pe care o coordonați și care a ajuns deja la câte ați făcut până acum? 15? În biblioteca medievală sunt 32 de volume și alte deja? 32 în pregătire. Dar Toma apare separat într-un format mare și comprehensiv. Vă rog, ce spuneți-ne? E un text care justifică, explică și recomandă practica intelectuală ca exercițiu spiritual. E vorba de chestia 188, spune. Ieronim, în epistola către Paulinus, îl îndeamnă pe acesta să învețe, deși avea statut de monah. Foarte importantă concesivă aceasta. Da. Spunându-i, să le învățăm pe pământ pe cele a căror știință ne va ajuta să înaintăm în ceruri. Iată continuitatea. Așadar, studiul literelor îi se cuvine unei religii în trei moduri. Mai întâi, privitor la ceea ce este propriu vieții contemplative. Foarte explicit. Urcușul spiritual poate însemna să stai în bibliotecă. În al doilea rând, studiul literelor este necesar unei stări religioase instituite, adică un ordin, pentru a predica, adică pentru a transmite tradiția. N-ai cum să dai sandaua mai departe fără să studiezi. Să fii primit de la cineva. În al treilea rând, studiul literelor se potrivește unei stări religioase, atenție, spectaculos ce urmează, pentru înlăturarea poftei de bogății. De aceea, se spune în Cartea Înțelepciunii 7.8, nimic nu mai înseamnă bogăție în raport cu aceasta, adică cu studiul intelectual, înțelege Toma. Și în Macabei 12.9 se spune, dar noi nu avem nevoie deloc de acestea, adică de mijloace exterioare, din moment ce avem mângâierea sfintelor cărți care se află în mâinile noastre. Ea este mai importantă și ca dovadă a supunerii. De aceea spune Augustin, urmează așa ceva foarte enfatic, despre lucrările monahilor, ce înseamnă această perversitate a nu voi să se supună lecturii, spune Augustin. Și de aceea este evident că o stare religioasă poate fi instituită în mod potrivit pentru studiul literelor. Iată o continuitate care dezminte discrepanța dintre viața spirituală și activitatea intelectuală. Știți ce mă gândesc? Ce rămâne astăzi sau ce consonează perfect astăzi cu ceea ce spune acest text este această figură a intelectualului perfect încetățenită astăzi. Este un personaj dedicat cărților care nu pune mare preț pe cele materiale, în opoziție cu cel care se îmbogățește și care în general este un om în afara preocupărilor intelectuale, adică e un incult. Avem în România, vorbind pe românește,
direct această dicotomie între omul învățat, care e mai degrabă sărac sau modest din punct de vedere al mijloacelor materiale, și omul bogat, care în realitate este aproape analfabet. Și îmi place că aici cumva înțeleg că se susține ideea că odată luat pe drumul cărții, nu prea mai pui preț pe celelalte. Da, spuneți, vă rog, asta a fost o reacție la... Distinția este subtilă și merită să o adâncim. N-ar trebui să-l înțelegem pe Toma ca pe un haiduc la care predică faptul de a nu avea de la lua. Nu. Deși e ceva cristic în asta. E ceva cristic aici, dar într-un sens mai subtil, într-un sens în care nu faptul de a avea este rău, ci faptul de a nu înțelege ce înseamnă să ai. Adică să confunzi ce ai cu propria capacitate de receptare a avutului. Asta este o idee foarte frumoasă pe care o găsim în Consolarea filozofiei a lui Boethius, care începe cu o critică a averilor, a faptului de a avea, și termină într-o manieră, noi am spune astăzi, kantiană, care spune că niciodată obiectele cunoscute și posedate nu au niciun sens pentru cunoscător în afara capacităților de receptare ale cunoscătorului. Ele sunt cele importante. Asta este un program pentru filozofia medievală. Ori din perspectiva aceasta există în această filozofie, și tocmai este o piesă importantă a ei, nu cea mai importantă însă, e vorba de o continuitate pe care trebuie să o înțelegem, în care rațiunea și credința ajung să se întâlnească într-o ecuație proprie acestei epoci. Asta îmi place, rațiune și credință. Pentru noi astăzi, iarăși, un păcat al modernității, sunt aproape aceste două categorii, sunt aproape antinomice. Se spune că un om rațional, devotat rațiunii, e foarte greu să creadă, după cum se spune că unui credincios, în fine, exercițiul rațional nu este direct la îndemână. Se merge și mai departe și chiar se stabilesc ierarhii. Trăim într-o lume în care mai degrabă e preferabil să fii rațional decât credincios, pentru că oricum amândouă deodată nu poți să fii. Dar bănuiesc că la Toma lucrurile nu stăteau așa. Nu numai la Toma. E vorba de o întreagă tradiție care, am fi hazardați, dar hai să o spunem, pentru că există o unitate istorică la care ne referim, nu neapărat doar problematică, în care, dacă începem firul gândirii noastre de undeva de pe la jumătatea secolului al XII-lea, putem să explicăm cumva într-o manieră coerentă lucrurile. Pentru că la jumătatea secolului al XII-lea apare în lumea latină o lucrare scrisă de un personaj care devine pentru ultimii ani vieții sale episcop al Parisului, Petrus Lombardus, și anume Cartea Sentințelor, care este un florilegiu de texte patristice comentate. Dar acest florilegiu este un răspuns prin ordonarea problemelor, prin diviziunile pe care le creează, prin sistematizarea materiei, la o provocare pe care o aruncase Abelard, aproape contemporan în fond, și care spusese că, iată, în interiorul doctrinei, a învățăturii transmise, există probleme, există chiar contradicții, există dificultăți care trebuie surmontate și explicate, și conținutul acestor explicații ar trebui să poarte numele unui domeniu pe care, iată, un laic îl pronunță de data aceasta, teologia. Petrus Lombardus răspunde la această provocare și dă un text menit măcar să deschidă posibilitatea clarificărilor. Ori Cartea Sentințelor, această antologie comentată lui Petrus Lombardus, devine exercițiu de școală obligatoriu în universitățile medievale până la Concilul de la Trento. Deci pe tot parcursul larg, larg de tot al evului mediu. În interiorul comentariilor la Cartea Sentințelor, de fapt, pulsează gândirea medievală. Toma se inserează aici. Iar acest opus al lui Petrus Lombardus începe cu o propoziție care este definitorie pentru întrebarea pe care mi-ați adresat-o, legată de omul simplu care crede și condiția intelectualului care examinează tradiția, care o transmite, care își pune problemele ei și înțelegerea șansei lui la mântuire. Această primă propoziție ne vorbește despre faptul că, dorind să punem ceva în cămara Domnului din sărăcia noastră, ne asemuim într-un fel, și emisiunea 300 de ani se explice în ce fel, cu bătrânica aceea, spune Petrus Lombardus. E vorba cum paupercula, care devine într-un sinonim vetula în textele următoare și care e o aluzie la samariteanca. Bătrânica este evocată de toți comedii, un topos literar,
e evocată de toți comentatorii lui Petru Stombardus, care trebuie să comenteze Cartea Sentințelor ca să primească un doctorat și ca să devină profesori în universitate la teologie, e comentată mereu ca un reper, mereu ca o limită a gândirii, care avertizează gândirea că ea nu-și poate aroga niciodată siguranța propriei mântuiri, fiindcă ea este întotdeauna posibilă în afara exercițiului acestei gândiri. Nu intelectul este cel care te conduce spre mântuire, dar el este o cale. Ori în această tensiune se dezvoltă Universitatea Medievală, o tensiune a reperului pe care și-l asumă mereu conștientă ca pe o autocritică pe care o face propriului demers. Și Toma, cum se așează în este parte acestui fel de a aranja lucrurile pe care l-ați descris sau dimpotrivă are o voce disonantă cu asta? El e o parte integrantă, dar dă o soluție originală. Dă o soluție pe care unii o critică, pe care unii o adoptă și asta numim în fond tradiție tomistă. Și care e soluția lui? El vorbește despre faptul că în interiorul credinței există implicit, prin facultățile noastre naturale, un raport către obiecte. Acest raport către obiecte, pe care el îl înțelege pe tradiția unui filozof arab foarte important, Avicena, reprezintă o proiecție spre lucruri. Orice fenomenolog contemporan exultă dacă deschide și stă în fața televizorului în momentul de față. Da. Știm de ce? Pentru că aici se naște conceptul intenționalității. Această intenționalitate pentru Toma, în schimb, este mobilul prin care el unește raționalitatea cu credința, fără să-i dea numele de intenționalitate. Și el vorbește despre asentiment. Adică despre modul în care, într-o manieră responsabilă, educată, rațională, curată, ajungi să îți dai asentimentul asupra unei stări de fapt. Am preferat să nu explic cuvântul, pentru că aș lăsa pentru fraza următoare explicația, fiindcă ea este una care ilustrează cele spuse la începutul întâlnirii noastre legate de problemele limbilor moderne în a înțelege filosofia medievală. Asentiment în limba latină este asensus. Noi, astăzi, în limbile moderne, nu doar în română, dar și în română, avem următoarea problemă. Există un antonim pe care îl pronunțăm altfel decât asentimentul și noi nu legăm între ele cele două expresii. Consensul. Noi nu spunem cosentiment, asentiment și nu spunem consens, asens. De fapt, în latin avem consensus și asensus. Consensus, consensul, are și o istorie politică cuvântul ăsta în România recentă, este realizat atunci când niște oameni se întâlnesc și se înțeleg ei între ei să numească o realitate într-un anumit fel. Noi, de exemplu, vrem să spunem, timp de o jumătate de oră acestui obiect barză și putem fi de acord și putem să ne înțelegem între noi. Acesta nu este un asens, nu e un asentiment, pentru că nu are legătură cu lucrul. Este un consens. Ceea ce spune Toma este legat de teoria asentimentului exact în această direcție. Să ne ferim de consens. Adică să ne ferim de posibilitatea de a ne înțelege doar între noi înșine. Să lăsăm lucrurile să se manifeste și să lăsăm o lumină divină care ne poate clarifica natura acestor lucruri. Și să lăsăm istoria și tradiția să ne vorbească ca să ne învețe. Aceasta înseamnă asentimentul. De ce? Pentru că acest asentiment aplicat raportului dintre rațiune și credință le face pe ambele inviolabile reciproc. Gândirea este orientată spre obiecte. Ea nu funcționează natural, nu funcționează normal, cade în minciună, cade în consens, dacă ratează întâlnirea cu obiectele, dar în același timp, ea niciodată nu se substituie credinței, pentru că nu poate să o facă, ci folosește această punte a sentimentului, care este extrem de responsabilă, care este extrem de voluntară, care este extrem de educată și care ar putea să explice faptul că în mintea intelectualului, într-un mod elaborat, acest asentiment are loc, în vreme ce, în cazul pauperculei, a bătrânicii, el are loc spontan. Înțeleg, da. Spuneți-mi, acolo, la nivelul acesta al bătrânicii,
Funcționează ceea ce modernitatea astăzi aproape așează în axiom, acest raport de vase comunicante între credință și rațiune, cu alte cuvinte, cu cât mai multă rațiune, cu atât mai puțină credință, cu cât mai multă credință, cu atât mai puțină rațiune. La nivelul acela funcționează lucrul ăsta? Pentru că la nivelul intelectualilor, de pildă astăzi, n-am nicio îndoială că funcționează. Din nefericire. Din nefericire pentru că atunci când vorbim de o neînțelegere a statutului credinței și rațiunii fără puntea de legătură a sentimentului, atunci, într-adevăr, putem vorbi de o inversă proporționalitate a celor două. Dar când puntea există, vasele comunicante funcționează. Iar inversa proporționalitate nu poate fi realizată decât dacă ceva presează într-o parte, nu-i așa? Da. Ori această presiune nu trebuie să existe, ci echilibrul este dat de posibilitatea însăși a sentimentului. În cazul bătrânicii nu există presiune, dar există rit. Ritul este cel care suplinește această activitate critică. Intelectualul este pus în fața unei alte lumi. El are o altă provocare, are o altă chemare. Nu e vorba de nimic superior, nimic inferior celeilalte experiențe, ci e vorba de o provocare reală a lumii în care trăim. Și această provocare înseamnă exercițiul critic al minții noastre, înseamnă analiza dintr-o perspectivă lucidă, rațională, cultă a tradiției din care venim și a propriei noastre identități. Îmi vine în minte un alt autor medieval, un autor de care mă ocup cu pasiune și pe care l-am meditat recent, un necunoscut deocamdată în lumea științifică internațională, Godescalc din Nepomuc. Acest autor, un cistercian profesor la Paris, are o idee la 1367 excepțională legată de statutul intelectualului, de importanța lui ca teolog în interiorul transmisiei doctrinei creștine, spunând următorul lucru: teologia are nevoie de profesioniști. Exercițiul intelectual în cercetarea tradiției creștine este justificat pentru că istoria se scurge, pentru că distanța temporală între evenimentul cristic și noi este tot mai mare. Asta chiar în așteptarea parusiei. Sigur. Însă și trecerea timpului justifică interpretarea urmelor. Asta mi se pare extrem de interesant. Cu cât trece mai mult timp, cu atât e mai mare nevoie de intelectuali, nu? Uh-huh. Asta ar fi consecința da. Raționamentului Godescalc. Da, interesant. Deși încă Ioan Gură de Aur explica de ce e nevoie de intelectuali, adică de ce e nevoie să interpretăm textele sacre, de ce e nevoie să... Dar interesantă această așezare a creșterii necesității pe măsură ce crește distanța în timp. Domnule profesor, din ce înțeleg eu, Toma d'Aquino are această preocupare de a așeza ceea ce înseamnă că simțea și el un pic această tensiune între ceea ce am putea numi, să zicem, comandamentele rațiunii și comandamentele credinței. Paradigma în care el încearcă să așeze lucrurile astea se aseamănă cu ceea ce am numit astăzi o paradigmă de tip științific? Este încercarea lui, cum au spus-o unii comentatori, încercarea de a aduce doctrina creștină în termenii științifici, în termenii unei științe? Mă bucur că puneți întrebarea aceasta, mă preocupă de ani de zile și am identificat-o cu mici experiențe, să spunem, drăguțe ale vieții mele recente. Vreau să vă spun că eram odată într-o comisie de concurs la un post didactic, într-o facultate de teologie, în care mi-a plăcut foarte mult ce era acolo. Se discuta patristică, se discutau teme importante ale tradiției noastre și am încercat să fiu amabil, am încercat să intru în pielea jucătorului și în rolul pe care îl aveam și când mi-a venit rândul să pun o întrebare, l-am întrebat pe candidat ceva ce credeam eu că o să producă plăcere în jur și o să nască o discuție savuroasă, dar care transmite și căldură și politețe din partea mea, nu doar interes științific. Și l-am întrebat cum tratează el răspunsul la întrebarea dacă teologia este o știință. Rezultatul a fost catastrofal.
a fost rapid interpelat de toată comisia, toată sala și candidat, care s-au coalizat brusc, totul s-a reorientat în sală împotriva mea, spunându-mi să nu e știință. Teologia nu-i știință. Mi-am dat seama că interlocutorii mei înțelegeau termenul acesta într-un sens știință... foarte recent, emisiunile acelea cu Mironov, care... Știință și tehnică. Undeva acolo bătea această semnificație. Ori am fost foarte, foarte amărât din cauza acestei neînțelegeri, pentru că, de fapt, tradiția noastră, care ține de transmitere, care ține de... Iată ce ne spune Godescalc de trecerea istoriei și de necesitatea hermeneuticii, trebuie să fie o reflecție asupra posibilității de a transmite ceva, ori nu poți să transmiți nimic dacă nu știi. Din această perspectivă, în urma lui Petru Lombardu, despre care vă vorbeam, în universitățile medievale, s-a născut întrebarea dacă ceea ce ei predau ca teologi este într-adevăr o disciplină care poate fi predată. Ori, orice facultate... Disciplină care poate fi predată egal cu știință, ce am spune noi azi? Da. Am înțeles. Da. A cunoaște înseamnă a-l putea învăța pe adică un altul. Concepte, limbaj clar, raționamente acceptabile și inacceptabile. Absolut. Da. Vă aduceți aminte de debutul metafizicii lui Aristotel, care spune foarte frumos, faptul de a ști înseamnă a-l putea învăța pe un altul. Uh-huh. Cred în această propoziție. Când studenții mei pleacă exaltați de la cursuri și îmi repetă cuvintele, mă bucur să-i reîntâlnesc și să le subliniez că își pot da seama că au înțeles ceva numai când pot repeta cu alte cuvinte, nu cu aceleași. Pentru că exaltarea nu-i bună la nimic în domeniul acesta. Sigur. Din această perspectivă, știința intră ca termen și ca problemă scolastică, însă ea este un pic mai veche ca problematizare. Într-un frumos pasaj din Augustin, din Despre Trăime, în Cartea 14, chiar în debutul ei, Augustin spune că e nevoie de o știință pentru a edifica, pentru a consolida, pentru a o face ca pe un stejar, roborandum, spune el, credința. Ori, cum să faci din credință un stejar? Prin știință. Mă parafrazez pentru că robur este stejar în latină. Dar această problemă, și pasajul e foarte citat în epoca de care vorbesc, este cea care constituie fundamentul creștin al conceptului de știință, adică al capacității legitime de a transmite. Toți cei care sunt astăzi teologi și fac parte dintr-o universitate sunt datori să spună că ceea ce îi predau este știință în această accepțiune a termenului. Ori de aici abia pleacă povestea noastră. Pentru că ce este știința? Avem mai multe modele între care autorii scolastici trebuie să decidă. Este acel proces al rațiunii noastre în care plecăm de la premisă și ajungem la o concluzie? S-ar putea. Și este pariul lui Toma, pentru că este modelul silogistic al lui Aristotel. Dar această modelare a științei are o mare problemă. Posibilitatea cunoașterii lucrurilor particulare. Ori din această perspectivă, Toma este foarte criticat și alte linii ale filozofiei medievale ulterioare vin să spună că trebuie să constituim o știință care garantează accesul la realitățile individuale, care pot să sape mai adânc în conceptul de asentiment și să arate faptul că modelul acestei științe nu este unul silogistic, este unul hermeneutic. Pentru că punctul de pornire al creștinului nu sunt principiile, ci textul scris. Este ceea ce i-a rămas alături de tradiția bisericii. Sigur. Ori aceasta înseamnă că în interiorul tradiției bisericii, într-un raport care trebuie la rândul lui discutat, și poate că aici se naște și proiectul reformei, el trebuie să interpreteze, adică el trebuie să știe regulile hermeneuticii. Ori regulile hermeneuticii sunt posibilitățile de a ajunge la lucrurile particulare, pentru că textele sunt compuse din sensuri particulare. Înțeleg. Domnule profesor, ne apropiem de sfârșitul emisiunii și nu vreau să ratez bucuria de a vă avea în emisiunea noastră, care se materializează acum într-o întrebare. De foarte multă vreme, de când am citit asta, vreau să întreb pe cineva priceput în Toma dacă e adevărat sau nu și ce părere are. Există un biograf al lui care relatează următorul fapt. Pe 6 decembrie 1273, spun ei, Toma ar fi lăsat pana jos, lucra în continuare la Suma, s-a oprit, și ar fi spus cuiva,
Nu mai pot să scriu, asemenea secrete mi-au fost revelate, încât tot ce am scris mi se pare lipsit de valoare. Și de altfel, vreo 3 luni mai târziu a și murit. 4 luni mai târziu a și murit. Astăzi, această poveste este dusă firește și tot povestită și a ajuns la varianta că Toma, înainte să moară, ar fi spus tot ce am scris, anume această operă monumentală, imensă, mi-am dat seama acum că nimic din ce, tot ce am scris nu e în regulă, nu e adevărat. Ce e cu întâmplarea asta? Nu știu. Dar știu cum ar trebui să reacționăm noi la ea. Și asta e un subiect mai interesant chiar decât valoarea efectivă a enunțului. Nu știm ce a avut în minte Toma, nu știm dacă a spus-o. Însă e foarte ciudat faptul că o atitudine fundamental umană, recurentă, poate fi exemplificată prin vehicularea acestui mit, așa cum poate fi vehiculată, de exemplu, prin apelul intelectualilor foarte mondeni și foarte certați cu tradiția către studenți: nu mai merită să citiți, gândirea se face în stradă. Ori ceea ce se petrece în interiorul acelui apel este un sofism, pentru că e adresat de persoane care au fost în bibliotecă, unora care n-au fost. În interiorul acestui sofism, cred că trebuie să interpretăm și noi această propoziție pe care o tradiție ne-o transmite fără să știm nimic despre siguranța ei. N-aș paria. Am înțeles. Această tradiție e foarte interesată să ne-o transmită, pentru că ea este aceea a modernității timpurii care demontează scolastica. Ori faptul de a spune că tot ce am scris sunt paie, ține de o asemenea atitudine. De ce? Pentru că până și în eventualitatea în care aceste cuvinte au fost într-adevăr rostite, ele au fost rostite de pe o poziție care nu este a noastră, a statutului nostru, și pe care Toma a urcat-o după ce a parcurs acela statut pe care și noi, fiecare dintre noi, încercăm să-l parcurgem. Prin urmare, indiferent că este adevărată sau nu, niciodată din această propoziție nu putem extrage implicația să punem pe foc edițiile din Toma. Toma. Am înțeles. Și în orice caz nu putem paria că Toma a avut dreptate. Aici fac și eu un silogism. Dacă e adevărat că Toma la sfârșit spune tot ce am scris nu e adevărat, înseamnă că e la fel de posibil ca această frază pe care o spune la sfârșit ea însă să nu fie adevărată și atunci tot ce a scris să fie adevărat. În fine, ne putem juca cu asemenea mici silogisme. Domnule profesor, o mare plăcere să vă am în această emisiune. Sper să ne reîntâlnim din nou în studioul Europa Cristiana. Doamnelor și domnilor, Europa Cristiana se oprește aici în această seară. Vă dau întâlnire săptămâna viitoare, dar până atunci nu uitați, citiți și rugați-vă. O seară bună!